În direct cu noi este acum domnul Vasile Similianu, este analist, director al revistei Geopolitica. Bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vedem că negocierile de pace continuă, în același timp au fost cele mai grave bombardamente de până acum, de la începerea conflictului armat. Și toată lumea își exprimă aceste îngrijorări legate de centralele nucleare din Ucraina și vedem acest mesaj transmis de președintele Volodymyr Zelensky. Cum să interpretăm toate aceste lucruri? Deci o să încep prima dată cu mesajul președintelui Zelensky. Este clar, în ține de propaganda de război, este un mesaj foarte bun. Ținuta președintelui este la fel foarte bună, având în vedere că e într-un tricou cu mânecă scurtă, să vadă bicepsii. Deci, imaginea pe care o promovează președintele este foarte bună. Să nu uităm că și Rusia a făcut tot în cadrul propagandei de război ca soldații ucrainieni să depună armele, că le oferă, nu, probabil, gulagul sau execuția. Diferența este foarte mare între abordarea ucraineană și cea a lui Putin. În ceea ce privește centralele nucleare, este clar, am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta, vă spun, Rusia caută să pună mâna pe principalele surse de energie. De ce? Din cauza că trebuie să lase toate instalațiile militare fără energie electrică și atunci, și bineînțeles, și populația, fără alimentare cu apă, fără alimentare cu gaz, datorită faptului, deoarece face parte din strategia războiului hibrid rus. În momentul în care lași populația și armata fără aceste elemente de energie, de asigurare de energie, bineînțeles că vei avea șanse mai mari să-i învingi. Pe de altă parte, riscul de a arunca în aer un reactor nuclear este foarte mic datorită faptului că acele sarcofage sunt foarte rezistente la explozii. Sunt calculate. Vă dați seama că ele rezistă la explozia reactorului, practic, în sine. Deci nu poate fi doborât un reactor cu o rachetă, decât numai cu alte rachete speciale care intră deja în zona strategică. Vedem în același timp că ambele tabere transmit că au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește aceste negocieri, dar aceste bombardamente continuă și în această dimineață au fost cele mai grave de până acum. Iarăși mă repet, am mai spus-o, aceste negocieri sunt de fapt niște pseudo-negocieri, având în vedere că sunt numai cele două state și eventual un terț stat unde au loc negocierile. Din punctul meu de vedere, la aceste negocieri, dacă vină și Vladimir Putin, ar trebui să participe și China și Statele Unite și Uniunea Europeană și făcut într-o zonă neutră care să nu fie implicată în conflict. Deci nu se poate să o facem pe teritoriul Chinei, datorită faptului China este partener în tratatul comercial de la Shanghai și în BRIC. Nu putem face în Turcia, că Turcia este stat membru NATO, dar are relații în domeniul hidrocarburilor cu Rusia. Belarus este exclus și atunci ce am promovat eu a fost Elveția ca stat neutru, nu face parte din Uniunea Europeană, nu face parte din NATO și atunci ar putea să reprezinte o zonă de siguranță pentru Putin. Nu poți să-i spui lui Putin să meargă în Statele Unite, că probabil că în paranoia lui e teamă să nu fie arestat sau doborât avionul și atunci sunt convins că ar alege Elveția. Dar, bineînțeles, trebuie să participe și comunitatea internațională. În același timp, Națiunile Unite ar trebui să aibă adunarea generală prin care să ridice dreptul de veto al Rusiei și să-i fie suspendat dreptul de vot în Consiliul de Securitate. Este foarte important, este foarte implicată în conflict. Atâta timp cât Rusia are drept de veto, vă dați seama că nu se poate lua nicio decizie. Bun, mulțumim, domnule Similianu, pentru intervenție. Avem acum o informație de ultimă oră.